Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la interviurile Timișoarei, singura emisiune interactivă transmisă în direct pe Facebook de aici, din studiourile Sud-Vest TV. Împreună cu Ciprian Văin, colegul meu, încercăm săptămână de săptămână să vă aducem în față oameni care prin funcție sau acțiuni sunt în măsură să ne influențeze viața nouă atât în Timișoara cât și în Timiș și, de ce nu, în România. Spuneam că este o emisiune interactivă, îl voi lăsa pe Ciprian să vă prezinte cum puteți intra legătura cu noi. Bună seara, Ciprian! Bună seara, Petre! Bună seara, doamnelor și domnilor! Totul este cât se poate de simplu. Fie că ne urmăriți la televizor pe canalul Sud-Vest TV sau pe internet la pagina opiniatimișoara.ro, trebuie neapărat să o faceți și pe Facebook la pagina Orașul Timișoara, pentru că acolo puteți trimite întrebările dumneavoastră sau mesajele pentru invitatul din platou sub formă de comentarii la transmisia noastră în direct. Evident, noi le vom citi în direct în timpul emisiunii invitatului din platou. În seara aceasta, alături de noi, este doctorul Ovidiu Adam, managerul Spitalului de Copii lui Surcan. Bună seara, domnule director! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre și vă mulțumesc pentru invitația. Bună seara, domnule director. O să încep cu o problemă destul de arzătoare a spitalului pe care conduce și, de ce nu, a noastră, a timișorenilor. Care este stadiul actual al noii clădiri, a șantierului noii clădiri a spitalului de copii? La ora actuală se lucrează intens la spitalul de copii, la corpul B. Faza actuală, lucrările sunt focusate pe închiderea fațadei. Din spusele constructorului cu care am avut o întâlnire ieri, chiar, cam într-o lună de zile fațada va fi complet terminată. După cum ați văzut și dumneavoastră și poate să observe toată lumea când trece prin zonă, clădirea este spectaculoasă, este o clădire frumoasă, veselă, o clădire care atrage priviri și sperăm că nu doar aspectul, ci și ceea ce va fi înăuntru clădirii o să fie de top. Asta ne dorim cel puțin. Dar în momentul de față aveți asigurată finanțarea pentru lucrările din anul ăsta? Afirmativ, da. Asta e un răspuns medical. Afirmativ, da. Adică în urma vizitei pe care am avut-o în luna ianuarie de la doamna ministru, deci doamna ministru a sănătății a fost la noi și știți asta, că ați fost probabil și dumneavoastră acolo. Avem promisiunea că anul acesta, din bugetul Ministerului Sănătății, să fie alocate 15 milioane de lei pentru finalizarea clădirii, alte 7 milioane urmând să fie alocate din bugetul local. Deci necesarul pentru terminarea corpului de clădire propriu-zis este cam de 22 de milioane și, în mod normal, pentru anul acesta ar trebui să fie destul și să se și finalizeze. Dar termenul este sfârșitul acestui an? Care termenul este termenul de finalizare este, a clădirii? Da, termenul este sfârșitul anului 2019. După toate prelungirile pe care le-am avut, pentru că, după cum știți, au fost oprite lucrările, am întâmpinat tot felul de probleme, inițial cu descoperiri arheologice, cu ridicări arheologice, cu studii, am întrerupt lucrările câteva luni, apoi cu constructorul care, primul constructor care s-a oprit pentru că a intrat în insolvență, după care am stat câteva luni până când am găsit un nou constructor. Deocamdată firma actuală este serioasă și se lucrează. Sunt bine intenționați, sunt harnici și sper să aibă și puterea necesară și, bineînțeles, finanțarea necesară. Totul se duce la bani. Dacă vor veni banii promiși. Deci, și de la primărie și de la guvern. Cum îmi place mie să spun, dacă se aliniază foarte bine astrele anul ăsta, s-ar putea până la sfârșitul anului să fie terminată clădirea în sine, fără a vorbi despre dotări. Trebuie să vorbim puțin și despre dotări. Ce înseamnă acestea? Și o să fac o mică paranteză. Știu că la sfârșitul lunii februarie, când va vizita doamna Pintia, i-ați promis că la începutul lunii martie va avea un calcul făcut estimativ pentru fiecare secție ce înseamnă financiar dotările ca și sumă, ca și costuri. Puteți să ne spuneți, da, sunt gata calculele, aveți o cifră? Încă nu am calculele.
Și eu aștept, pentru că acum este o etapă premergătoare în care se face un studiu de piață. Și da, luna asta trebuie să avem o valoare estimativă pentru dotările care sunt necesare pentru un nou corp. Așa, fără să emit pretenții de așa de mare specialist, dar probabil că ne vom învârti undeva în jur de 8 milioane de euro. Deci cu 8 milioane dotați întreg spitalul cu aparatură medicală state of the art. Aparatură, mobilier, tot, da. Răgnet. Da. Banii aceștia de unde vin? Tot la minister? În condițiile în care fiind vorba și despre dotarea cu un aparat de RMN, acesta la ora actuală trebuie să vină pe un proiect de la Ministerul Sănătății pentru dotările unităților de primiri urgențe. Și noi avem depusă documentația și este acceptat proiectul și urmează să primim finanțarea și atunci, excluzând acest RMN, mă refer la cifra de 8 milioane. Dacă n-ar fi asta, așa cum am spus probabil de la început, încă o dată cât prețul construcției vor fi dotările, deci cam 10 milioane ar trebui. Revenind la construcție, știu că era la un moment dat în planul și amenajarea unui helioport, de fapt a unui spațiu pentru elicopter. Se mai are în plan amenajarea acestuia sau rămânem doar la stadiu de vis? Păi haideți să o luăm așa bătrânește. Eu când am spus că la sfârșitul anului ar trebui să termine corpul de clădire, m-am referit strict la corpul de clădire. Pe lângă corpul de clădire finalizat și dotat, există o serie întreagă de construcții conexe fără de care acest corp nu poate funcționa. Unul dintre ele sau unul dintre obiectivele care trebuie făcute și care este acum în fază de proiectare și de licitare, înainte de licitare, este o pasarelă suspendată care va lega, o pasarelă metalică pe două nivele, deci la nivelul 1 și nivelul 2, care va lega corpul nou de corpul vechi, de pediatria veche, de spitalul Țurcanu, pe care îl știm cu toții, fără de care spitalul nu va deveni un spital monobloc, va rămâne tot un spital pavilionar, doar că pavilioanele vor fi mai apropiate. Pasarela aceasta va asigura legătura pe două niveluri cu spitalul vechi. Pe de altă parte, este nevoie, sunt multe, este o condiție care o avem de la monumente, care spune că pentru ca să se aprobe construcția noului corp, pediatria veche trebuie ridicată, supraînălțată cu un nivel, ca să camuflăm corpul vechi, pentru că e o clădire nouă și prea science fiction pentru centrul Timișoarei și vis-a-vis de ansamblu Piarist, care este o clădire istorică și atunci trebuie să învățăm. Sunt astfel de clădiri și în centrul Vienei, sunt astfel de clădiri, da, și în Paris și în toate țările normale. Asta este condiția pe care normale, a primit-o primăria. Numai ca în să România autorizația cei de la monumente sunt, se dau de două ori peste. Deci va trebui făcută și supraînălțarea pediatriei. Pe lângă asta va trebui făcut un rezervor de incendiu și de apă potabilă, pentru că astea sunt normele ISU și fără de care nu primim autorizație de la ISU, care e o construcție mare. Bun, dar toate lucrurile astea care le-ați spus. Și heliportul despre care vorbiți este, nu în ultimul rând, și care se va, deci urmează să fie proiectat, spitalul este conceput pentru a avea heliport sus pe acoperiș, nu este un heliport practic, pentru că am învățat și eu după atâta șantier care e diferența, este o pistă de aterizare de elicopter. Heliport e cu totul altceva. Deci este o pistă de aterizare de elicopter, structura spitalului e proiectată să reziste, există fierbetonul lăsat acolo sus pe care să se prindă acea structură metalică. Practic este o platformă metalică pe care să aterizeze elicopterul și este lift până sus, un lift proiectat până pe acoperiș care să preia urgența. Toate acestea despre care ne-ați vorbit sunt construcții adiacente, care, fără de care spitalul nu poate să funcționeze, sau spitalul poate să înceapă să funcționeze și fără ele? Ca să știm, pentru că ele, mă gândesc că nu sunt incluse în proiectul inițial, sau sunt incluse? Nu sunt incluse. Pentru că dacă nu sunt incluse, atunci durează mult până vor fi făcute și nu există nici bani pentru ele. De-aia vă întreb dacă spitalul va funcționa și fără ele sau nu, pentru început. Spitalul poate funcționa fără ele.
Nu asta e problema, că n-ar putea funcționa. Problema este că... Păi ar putea, de exemplu, fără acel rezervor, nu puteți obține avizul celor de la ISU. A, bun, dar trebuie făcut. Rezervorul trebuie făcut. Deci ăla, în cursul acestui an trebuie să aibă loc, din câte știu, el se proiectează acum. Noi ne întâlnim periodic cu proiectantul și cu constructorul și este în fază de proiectare. Da, mă iertați, mie tot vin foarte multe idei, dar lucrurile astea nu se știau de la început? De ce n-a fost proiectat și respectivul bazin odată când a fost proiectat și spitalul? A fost proiectat. A fost proiectat, numai că atunci când derulezi un asemenea obiectiv și derulezi construiești un asemenea obiectiv, apar tot felul de situații neprevăzute. De exemplu, rezervorul despre care vorbim era proiectat să fie făcut în parcul din fața spitalului Surcanu. Deci în parcul ăla unde sunt copaci seculari, unde este iarbă, unde e loc de joacă și de așa relaxare pentru părinți, pentru așa. Asta însemna ca tot parcul acela să fie escavat, distrus gard, distrus tot ce este acolo, făcut o săpătură, făcut o un rezervor din beton armat, izolat, așa, care ulterior să fie acoperit și să fie așa. Făcut parcul. Asta, da. Asta presupune, în primul rând, ca și cale de acces, e foarte greu, pentru că asta înseamnă ca bulevardul să fie indisponibilizat o pe bună perioadă de timp. Și atunci s-a căutat de comun acord, am avut discuții pe tema asta, o altă localizare a rezervorului și de asta se reproiectează într-o altă locație, în așa fel încât să fie mai ușor de realizat și fără să încurce foarte mult activitatea spitalului, pentru că ar încurca activitatea spitalului. Există o soluție, există de fapt două, una chiar lângă corpul B. Și de ce ar fi fost un deranj, ca să revin la asta, pentru că acolo în față, și asta vă spun din surse sigure, pentru că atunci când am făcut inelul de incendiu, că noi am avut un inel de hidranți exteriori, pe care l-am făcut în urmă cu câțiva ani, când am săpat ca să băgăm conductele necesare pentru hidranți exteriori, acolo sunt ziduri de cetate. Ei, dacă începem să săpăm acolo și dăm din nou peste ziduri de cetate și dăm în mod sigur că ele sunt acolo, le-am văzut, atunci iar durează foarte mult. Și atunci acolo, lângă fundația spitalului nou, se poate face un rezervor semi-îngropat, cu o parte la suprafață și care să suplinească funcția rezervorului vechi. Am înțeles. Deci, teoretic, la sfârșitul acestui an, ca să ne apasăm puțin cu discuția, la sfârșitul acestui an, dacă vin toți banii, clădirea spitalului ar trebui să fie finalizată. Dotarea spitalului, nu mi-ați spus de unde ar trebui să vină banii pentru ea, de la primărie, de la minister, de unde? Banii pentru dotări de spitale, conform legislației, în cea mai mare parte, vine de la Ministerul Sănătății. Bun. V-a promis ceva, doamna ministru, când a fost acum, că vă dă anul ăsta și banii pentru dotări? Doamna ministru mi-a promis anterior vizitei actuale, eu am mai avut discuții cu dânsa, am fost la dânsa la minister și a fost o sugestie a dânsei să facem acest studiu de piață înainte de a fi gata spitalul și nu după, și ca să avem licitațiile făcute. Păi asta vreau să vă zic, că durează foarte mult și licitațiile. Asta i-am spus și doamnei ministru când a fost. Foarte bine. Atunci, conform discuției pe care am avut-o în primăvara trecută cu dânsa, chiar pe vremea asta am fost la dânsa, am demarat studiul de piață, o să o demarăm probabil până în vară și licitațiile. Se vor face acorduri cadru care nu presupun, deci care îți dau un timp de 2 ani, de exemplu, în funcție de cum scrie acordul, cum faci acordul, poți să ai până la 2 ani în care să achiziționezi și în măsura în care licitația este făcută, sunt câștigate licitațiile, se știu furnizorii și aparatura, în momentul în care apare finanțarea, se și achiziționează. Deci am fost un pic, am foarte bine prevăzut lucrurile astea și sperăm să avem și în foarte scurt timp și dotările. Că de ce vă întreb? Ne vrem... Așa suntem noi, jurnaliștii, domnule manager. Noi vrem să știm, într-adevăr, se inaugurează, se deschide anul 2019 noua clădire a Spitalului de Copii sau doar la anul, în primăvară, în toamnă, în vară? Cu tot cu dotări, ca să inaugurăm și să fie funcțional, este mai probabil să fie la anul în primăvară. Mai probabil. Repet, nu exclud posibilitatea, dacă toate merg foarte bine și licitațiile și finanțarea
pentru aparatură să poată fi deschis chiar la sfârșitul acestui an. Dar pentru prudență e cel mai bine să vă spun că se va inaugura la anul. Ce se va întâmpla cu celelalte clădiri în care funcționează spitalul de copii acum, după ce veți da drumul actualului spital, viitorului spital? Și apropo de asta, în câte clădiri funcționează acum spitalul de copii? Păi spitalul de copii la ora actuală funcționează în mai multe clădiri, în spital pavilionar, în afară de pediatria veche pe care o știm cu toții, spitalul mare, care toată lumea știe că la spitalul Țurcanu, așa, alături este clinica de chirurgie și ortopedie pediatrică, alături, peste drum, este ambulatorul integrat al spitalului, tot lângă ambulator este și o parte din, adică este secția de pneumologie și ftiziologie, peste drum la pe colțul celălalt la protecția copilului, la DGASPC este secția de nou născut și prematuri, pe corbul lui este secția de neurologie și de psihiatrie și mai avem în pe Gheorghe Lazar avem secția 8, de pediatrie. 10 clădiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mai precis. Ce se va care nu sunt ale noastre toate, pentru că, așa cum spunea, secția de nou născuți este, suntem ca și puiul de cuc în cui cu altuia, deci suntem la DGASPC. Ea se va muta la etajul 5, în clădirea nouă. Câte vor mai funcționa, domnule manager? Ca să-i întrebarea, în câte alte clădiri, odată ce veți da drumul la corpul nou, veți mai funcționa? Cea pediatria veche, cum ziceți, da, vreau, evident că ea rămâne pentru că va fi legată cu cele două pasarele. Da, da? Și va trebui reparată. Va trebui, după ce terminăm această investiție, trebuie făcut o reparație capitală, pentru că acolo, dacă o să avem timp, putem să discutăm și despre asta. Acolo sunt necesare investiții majore vis-a-vis de condiții sanitare, de grupuri sanitare, de cazare, paturi, mame. Deci acolo... Deci, practic, după ce o deschideți pe asta, o ghide specială. Nu ghidem, o să trebuiască, o să trebuiască renovată și făcut așa, în exploatare. Există posibilitatea asta, dar închise parțial și refăcută. Va trebui făcut asta, pentru că din câte știu și eu de pe comenturile care există pe Facebook, în general nu ni se reproșează calitatea actului medical și profesionalismul. Condițiile. Și condițiile de cază, condițiile hoteliere. Și astea se datorează acelei clădiri care are, din 1902, sunt 117 ani de funcționare. Bun, hai să ne întoarcem la cealaltă clădiri. Pediatria veche rămâne. O să ne întoarcem la ea și la ce lucruri trebuie făcute în ele. Câte din restul de 5 clădiri vor mai funcționa în spitalul de copii în ele sau va trece tot în corpul nou? Vor funcționa aproape toate. Asta este o problemă care, despre care chiar discutam cu colegii din comitetul director acum, săptămâna asta, la ședința de comitet director, pentru că, practic, nou corp se va adăuga patrimoniului spitalului fără a pierde în altă parte, fără a renunța la alte spații și asta presupune cheltuieli suplimentare maxime. Adică veți angaja personal, nu? Asta e o altă discuție care trebuie să o avem, pentru că nu prea mai avem de unde să angajăm personal pe structura actuală a spitalului. Trebuie înțeles că spitalul, nou corp de clădire, nu va crește numărul de paturi a spitalului. Deci el, în nou corp, se vor muta secții, respectiv chirurgia, ortopedia, nou născuți, prematuri, terapie intensivă, bloc operator, tot ambulatorul de specialitate, laboratorul, unitatea de primiri urgențe, anatomia patologică, farmacia, deci toate astea care stau în diverse clădiri din jurul spitalului se vor comasa acolo. Și în locul lor ce se în locul lor, în clădirile vechi, în clinica de chirurgie și actuala clinică de chirurgie și ortopedie pediatrică, care inițial a fost retrocedată ca și cealaltă de pneumo, care, din care am fost evacuați, da? Aia e pierdută. Deci aia, așa. Asta la chirurgia și ortopedia pediatrică am câștigat-o înapoi. Este probabil pentru prima dată când o clădire retrocedată se ia înapoi de la proprietar și este intabulată la primăria municipiului Timișoara. Deci ea este proprietatea primăriei din nou. Acolo se vor reloca sau vor continua să funcționeze alte specialități chirurgicale, pentru că acolo avem un bloc operator performant și acolo vor fi în continuare ORL-ul pediatric, oftalmologia,
secția de compartimentul de arș și de chirurgie plastică și reconstructivă. Vedeți dumneavoastră, domnule manager, noi toți, și noi jurnaliștii și oamenii din Timișoara, ne așteptam că acest spital nou de copii va schimba complet tot ceea ce înseamnă spitalul de copii. Din ce îmi spuneți dumneavoastră, acum lucrurile nu stau chiar așa. Adică în continuare vor fi copii internați în pediatria veche, în zone care sunt nu tocmai așa cum trebuie să fie un spațiu în care se desfășoară un act medical. Practic, că nu se va schimba numărul de paturi. Asta înseamnă că, practic, veți lărgi saloanele sau veți micșora numărul de paturi. Da, vom câștiga la spații. Asta este și scopul, pentru că toate neconformitățile pe care le are Spitalul de Copii vis-a-vis de autorizații de funcționare se referă la spațiu, area utilă, la volumul pe bolnav, volumul de aer, deci la condițiile de băi și de spitalizare, condițiile în general hoteliere. Asta, plusul va fi la condiții hoteliere. Numărul de paturi rămâne același. Spitalul Corpul B nu poate să preia tot ce înseamnă Spitalul de Copii, pentru că pediatriile vor rămâne acolo. Repet, în corpul nou se vor muta secțiile despre care vă spuneam, iar spațiile care vor rămâne vor fi, pentru că sunt o grămadă de compartimente ale spitalului care în prezent funcționează în condiții improprii și care vor avea spațiu să se mute acolo, care nu trebuie să fie nefiind secții de urgență, nu trebuie să fie în spitalul ăsta monobloc, ci vor putea funcționa în clădirile adiacente. Și administrativul se va muta unde acum este ambulatorul, tot administrativul se va muta acolo. Eu deja îmi imaginez câte telefoane o să primiți sau dumneavoastră și toți ceilalți medici. Dom'le, dar pune acolo în corpul nou, nu mă pune acolo în ăla. Da, astea sunt deja, cum să zic, peste faza asta am trecut de mult, pentru că... Păi nici nu-i construit. Păi nu, se știau din faza de proiect și destinația lor este exactă și bine stabilită. Nu să vă fost... la colegii dumneavoastră, da. Eu mă refeream la aparținători. La aparținători. Da, e foarte adevărat, numai că ei vor fi, pacienții vor fi distribuiți pe secțiile de care au nevoie, deci nu o să putem pune un copil cu boală diareică în corpul nou care e chirurgical și care... Deci, lucrurile vor rămâne în continuare parte așa. Singura diferență sau cea mai importantă diferență, ca să înțelegem, este faptul că nu va mai trebui să trecem cu urgențele, cu pacienții, cu tărgile, cu așa, să trecem peste linia de tramvai, să trecem de pe un trotuar pe altul și să-l purtăm prin ploaie, prin vânt, prin zăpadă. Un lucru, deci toate se vor putea, tot ce înseamnă urgență se va putea face sub același acoperiș. Da, pentru că am vorbit de actualele clădiri, un coleg de noastră, domnul doctor Mihai Gafencu, ne spunea într-un interviu că, citez, în zidurile spitalului e un centenar de microbi. Asta în vedere, având în vedere, evident, vechimea clădirilor. Cum reușiți să țineți în frâu infecțiile intraspitalicești în aceste condiții? Totuși, de un secol acolo sunt microbi. Este, așa cum plastic s-a exprimat Mihai, el este un artist, așa. Într-adevăr, este un centenar de microbi. Orice spital vechi are problema asta. Cum reușim, nu vreți să știți cam ce valori au facturile de dezinfectanți pe care le folosim, pentru că poți să ții în frâu infecțiile, însă cu prețul sau cu costuri foarte mari, cu personal care trebuie să fie foarte eficient și cu costuri foarte mari vis-a-vis de dezinfectanți și de detergențe. Cât de în frâu sunt ținute? Dacă ar fi să dăm o notă de la 1 la 10, ce notă ați acorda? Păi nu cred că e bine să-mi puneți mie întrebarea asta, pentru că eu sunt subiectiv, dar eu pot să vă răspund la întrebarea asta cu niște cifre. După cum știți, infecțiile nozocomiale se raportează în fiecare lună. Ele există oriunde în lumea asta, începând de la Albania sau eu știu ce, Azerbaidjan și până în Statele Unite. Nu există spital care să nu aibă infecții nozocomiale. Problema e cât de bine sunt ținute în frâu și cât de multe sunt raportate dintre ele. Eu vă pot spune că
De exemplu, în luna ianuarie am avut 13 cazuri și în luna februarie 10 cazuri, dintre care 4 au fost infecții cu rotavirus, care este un virus sezonier, care are diseminări digestive, dă enterocolite, boli diareice și care în sezonul ăsta de primăvară își face un pic de cap. Însă toate sunt ținute sub control, avem posibilitatea cât de cât să izolăm bolnavii ăștia și după cum, bine, am luat măsurile care trebuie acum cu epidemia de gripă, am restricționat accesul aparținătorilor și am ținut-o sub control. N-am avut cazuri de gripă. Știți foarte bine că la Spitalul Marius Nasta au murit 13 pacienți, da, din cauza din cauza asta. A murit cineva la Spitalul de Copii? Ați avut un deces din cauza infecțiilor? Din cauza infecțiilor, nu. Doamne ajută. La Spitalul de Copii acum trebuie să și asta trebuie spus, că nu trebuia lumea să trăiască cu impresia că la Spitalul de Copii nu se moare. Este un spital de urgență, este un spital regional de urgență. Vin la noi cazurile cele mai grave din tot vestul țării. Și aici mă refer nu la tuse și la diaree și la mă refer la boli extrem de grave și chirurgicale și medicale, care în alte spitale nu mai pot fi tratate, nu mai pot fi controlate. Și atunci, da, sunt copii care, pe care îi mai și pierdem. Trebuie să ne gândim că avem o secție extrem de performantă de oncohematologie. În orice secție de oncologie, indiferent de rata de succes mare pe care o avem, că o avem ridicată și ne putem compara cu media europeană la capitolul acesta, pierdem copii. Asta e adevărul. Însă, ca să răspund strict la întrebare, nu, din cauza infecțiilor nosocomiale, nu. Dar a spus că vin foarte mulți copii din, de fapt, putem spune că vorba de un spital regional, pentru că da, și noi la Opinia Timișoare și cu colegii de la Timișoare facem știri, facem multe știri de un manager cu copii care vin din, alt, da, din altă parte. Vin pentru că, într-adevăr, sunt foarte buni specialiști aici sau din cauza faptului că sunt trimiși din celelalte spitale, domnule, mergeți acolo să nu cumva să aibă o pată pe dosar, să piardă un pacient? O să răspund așa. Răspunsul este da. Răspunsul este da la ambele variante. Vin și pentru că avem foarte buni specialiști. Dar și pentru că se tem alții să nu-i piardă. Pentru că, da, pentru că suntem renumiți și, într-adevăr, din cel puțin 5 județe de jur împrejur vine lumea la noi, dar avem pacienți și din Botoșani, avem pacienți și din Constanța, avem pacienți din toată țara care vin pentru că sunt foarte buni specialiști, pentru că suntem singurul spital din România, de pediatrie mă refer, care face transplant medular la copii. Nu există altul. Și pe de altă parte vin pacienții care sunt depășiți în alte servicii și atunci sunt trimiși la noi. Deci, practic, lui Sturcanu este poate ultima speranță pentru mulți dintre pacienții dumneavoastră? Da, este punctul terminus. De la noi, în general, nu mai au unde să plece. Noi suntem spital, nu putem să-i spunem. Noi chiar suntem spital regional de urgență. Avem statutul ăsta și la noi drenează din teritoriu toate cazurile, cele mai grave cazuri. Câte cazuri aveți, domnule manager, cu, eu știu, nu știu, părinți care vor să mute copiii de la dumneavoastră să meargă în străinătate cu ei? Pentru că atunci când vine vorba, să ne înțelegem, când e vorba de un adult, lucrurile stau un pic altfel. Dar când vine vorba de un copil, părinții sunt ferm convins că ar face orice pentru sănătatea copilului lor și în acest orice poate să intre inclusiv să-l ducă în străinătate. Sunt. Nu pot să vă spun că nu sunt părinți care doresc să se trateze în străinătate. Dar în cele mai multe din cazuri, nu vreau să dau un procent, să nu, da, să mă hazardez să zic că 90% dintre cazuri doresc lucrul ăsta pentru că așa doresc ei, nu pentru că noi nu avem posibilitatea să-i tratăm. Și atunci, sigur că da, sunt liberi să meargă și să-și trateze, nu-i pușcărie, adică fiecare părinte este liber să meargă cu copilul să-l trateze unde dorește. Sunt foarte puține cazuri, puține cazuri pe care noi le trimitem în străinătate, pentru că știți că există formularul E112 și în anumite cazuri extrem de complexe trimitem copii pentru tratament în străinătate, dar sunt puține. Domnule director, câți pacienți aveți anual în spital și clinic? Sunt
în mare parte cei care vin în zona chirurgiei sau în cea medicală? Și încă o întrebare, există un timp mediu de cazare în spital? Numărul de pacienți în medie pe an sunt de în jur de 17-18, depinde de an, până în 20.000 de pacienți. În medie cam 18.000 de pacienți avem pe an. Durata medie de spitalizare, mă gândesc că la asta faceți referire, este de în jur de 4 zile jumătate, cu mențiunea că sunt pacienți care stau în funcție de afecțiune, poate să stea o zi, și sunt pacienți care stau 2 luni, 3 luni. Deci depinde de gravitatea bolii și de complexitatea tratamentului și de mai mulți factori. Și unde? Cei mai mulți vin pe zona de chirurgie sau pe alte tratamente? Și. Sunt... vin foarte mulți și pe zona de chirurgie, dar sunt, dat fiind faptul că sunt 4 secții de pediatrie, vin foarte mulți pe pediatrie. Pe zona de interne și, din nefericire, foarte mult și pe zona de oncohematologie. Continuă exodul de medici de la dumneavoastră din spital și au crescut salariile în spitalul lui Sârcanu? Mai pleacă oameni? Trebuie să vă spun, și am mai spus asta cu, și cu ocazia altor interviuri, că și pe vremea când nu erau crescute salariile, noi nu am avut plecări masive de medici. În general pleacă tinerii rezidenți, pentru că e un trend acum, mergem, luăm rezidențiatul și după aia plecăm în Germania sau în Austria sau în Franța. Dar trebuie să vă spun că din medicii titulari, din medicii de valoare, din medicii din echipa de bază, din familia, marea familie a spitalului lui Sturcanu, n-au plecat doctori, n-au plecat nici înainte și nu pleacă nici acum, pentru că se face medicină de înaltă performanță la noi și avem și aparatură bună. La ora actuală salariile sunt bune, după cum știți. Adică acum chiar nu cred că... Și aici mă refer la medici și la asistente. Pentru că la medici și la asistente au crescut salariile. Salariile sunt mai mult decât decente. Eu pot să spun în numele meu personal că sunt peste așteptările mele, adică nu mă așteptam niciodată să avem asemenea salarii. Este un lucru bun că au crescut salariile, pentru că, sincer, echipa medicală, sau cel puțin în spitalele de înaltă performanță, chiar merită salariile astea. Din păcate, salariile sunt, așa cum spuneam, doar la medici asistente și atunci, da, nu ne confruntăm cu migrație de personal sau cu plecări de personal medical înalt calificat. Nu pleacă medici și asistente. În schimb, pleacă personalul de îngrijiri, pleacă infirmiere, pleacă femei de servici, care au salarii foarte mici. Și dacă undeva există un deficit la spital, de personal la spitalul de copii, la acest capitol, la capitolul de îngrijiri, respectiv femei de personal de îngrijiri. Ați spus că au crescut salariile în ceea ce privește medicii și asistentele. Zilele trecute am văzut un caz la spitalul din Petroșani, au fost arestați, cred că, 4 sau 5 medici care, de fapt, au condiționat actul medical de primirea unor sume de bani. Cum vă explicați? La Piatra Neamț. Și la Petroșani. Și la Petroșani. Eu da. Am reținut că la Piatra. Nu știu cum să vă explic asta. Adică asta ține strict de firea fiecăruia, de felul fiecăruia de a fi, de temperamentul fiecăruia. Nu pot să... Eu nu sunt deținătorul adevărului absolut, nu pot să vă spun care au fost condițiile de acolo. Am citit și eu, ca și dumneavoastră, pe presă. Nu-mi plac lucrurile astea. Nici faptul că se întâmplă, nici faptul că se mediatizează așa de intens, pentru că, sincer, este o campanie... Se mediatizează, doamna manager, în condiții în care au crescut salariile și tot mai duci să mai ceri, dă-o încolo de treabă. Nu știu, aici este, tot cum vă spuneam înainte, într-un termen medical, afirmativ a condiționat. Nu știm lucrul ăsta. Poate că organele de anchetă știu, pentru că
poate că au urmărit lucrul ăsta. Eu nu pot să afirm lucrul ăsta, că nu știu și atunci nu vreau să fac speculații. Și dacă n-au condiționat, e tot în regulă să primească? Nu e în regulă, cum să vă spun, niciodată... Adică eu nu știu cum poate cineva să justifice, domnule, că n-a condiționat, că nu știu ce, că e o atenție din partea unui părinte, să zicem, dacă ar fi vorba de spitalul lui Sulcanu. Nu, ești fericit că acel medic ți-a vindecat copilul. Da. Și te duci și dai un plic cu bani, cu o atenție. E normal o astfel de chestiune, domnule? Haideți să vă spun o poveste ca răspuns la întrebarea asta. Eu în urmă cu vreo 20 de ani, chiar 25 de ani, prin 95-96, am lucrat în Germania. Am lucrat în Germania la un spital de... tot un spital regional, un spital mare. Eram tânăr rezident și am lucrat pe chirurgie, fiind rezident de chirurgie. Și pot să vă spun că acum 25 de ani, în Germania, exista aceeași practică, nu de condiționare, nu ne referim la asta, ci ne referim la practica de a mulțumi personalului medical. Pacientul avea, de exemplu, unde era postul asistentelor, exista o cutie pe care scria cafe case, adică bani de cafea, da, unde fiecare bolnav care dorea și era mulțumit de serviciile care așa, băga niște bani. Aia toți se adunau acolo, chiar de la cutie o avea asistentul șef și de Paști și de Crăciun scotea tot personalul cu banii care erau acolo, dincolo de faptul că se cumpăra cafea în tot timpul anului, aia e altă discuție, restul de bani scotea personalul la la sărbătoarea de Crăciun, da, la cina de Crăciun, scotea tot personalul, se plătea masa și restul care mai rămâneau se împărțeau în mod egal la personal. Același lucru se întâmpla și la doctori, nu cu cafe case, dar vă spun din experiență, deci nu povești auzite, da? Veneau pacienții la externare, aparținătorii, cu un coș mare de flori, în care era o sticlă de șampanie, în care era o cutie de ciocolată. Deci, mulțumirea pentru... Aia nu pot să spun, că n-am văzut asta. Acum 20 de ani nu veneau pot să vă spun. Cu plicule. Nu, n-am văzut. Plicurile. Sincer, n-am văzut. Dar ca modalitate de mulțumire a unui pacient pentru un act medical, ea există peste tot în lume. Sub diverse forme. Că îi plic cu bani și dacă e în regulă asta, nu pot să spun că nu cred că e în regulă. Dar la noi... O să trebuiască vis-a-vis de asta, dacă tot am abordat subiectul, o să trebuiască să se schimbe câteva generații ca să dispară fenomenul. Pentru că, pe de altă parte, dacă stăm să ascultăm diversi mari profesori care au mai dezbătut subiectul, spun, domnule, dacă omul vine să-ți ofere ceva și tu nu vrei să iei, se panichează. Spune că e atât de grav că îi depășiți și că moare. Bine, astea sunt tot felul de povești, de discuții. Nu, repet, nu cred că e în regulă. Sincer, ar nu putea fi o, nu știu, o metodă să se fiscalizeze acești bani? Pentru că știu că există astfel de chestiuni, se facturează, se dau chitanțe pe acești bani, se plătesc impozite pe acești bani. Au existat tot felul de tentative în alte sisteme de sănătate. Știu că au existat, nu știu, cred că și în Ungaria, dacă nu mă înșel. Și în Austria au fost la un moment dat o astfel de practică. Nu știu dacă e în regulă. Adică există posibilitatea, teoretic, să faci lucrul ăsta. Asta, în momentul în care faci lucrul ăsta, în condițiile în care salariile sunt mari, da? Și fiscalizezi veniturile suplimentare, îi dai, practic, o tentă legală la toată chestia asta. Adică, da, domne, îi voie întâmplă. Și... Asta e ideea, oricum se întâmplă. Dar fiscalizarea este ca și la cântăreții de manele, mă scuzați, n-am nimic cu ei. Că, tot așa, cât de clar. Și în Ungaria a fost la fel. Adică, da, am primit și declar că am primit atâta și plătesc impozit. Nu cred că e foarte eficient. Și, sincer, în ultima vreme nici nu cred că amploarea fenomenului este la fel de mare. Cel puțin îmi place să cred că la noi în spital nu mai este așa, pentru că nu am semnale de felul ăsta. Aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc de un incident petrecut în urmă cu câteva săptămâni în spital.
Unul din cei mai buni medici chirurgi, doctorul Ștefan Lazi, a făcut infart în sala de operații. A fost de gardă, a operat, a ieșit din gardă și după câteva ore a fost din nou la lucru. Între doi pacienți, doctorul a făcut infart. A avut noroc, a fost într-un spital și a fost salvat de colegii dânsului. Da. Care sunt cauzele? Este oboseala? Este stresul? Păi este un cumul de cauze. Acum, dacă trebuie să discutăm despre asta, da, doctorul Lazea este unul dintre cei mai buni doctori chirurgi de la noi, de la spital. El are vârsta de pensionare și este menținut în activitate la solicitarea lui, după cum permite legea, de fapt. Există o condiție preexistentă medicală. Dânsul, într-adevăr, a fost nu chiar după gardă, a doua zi după gardă, dar e clar lucru că, fiind unul din chirurgii buni, există și un volum, dată fiind adresabilitatea mare, există și un volum mare de muncă, dată fiind și vârsta dânsului și condiția medicală preexistentă, toate astea cumulativ au dus la o oarecare epuizare, pentru că chiar și cei mai tineri dintre noi, atunci când au gărzi grele și când muncesc foarte mult, există pericolul de a ieși epuizați și de a... noi știm cu toții că și eu sunt chirurg de copii și au fost perioade în care făceam 12 gărzi într-o lună când eram tânăr rezident și numai eu știu cum era. E greu, nimeni nu poate să spună că e floare la ureche, indiferent de salariile pe care le primim. Vreau să vă spun că munca este foarte intensă, volumul de muncă este mare, însă uzura este foarte mare, pentru că e una să te duci și să pui o piesă la strung și să nu-ți iasă bine, îi rebut, o aruncăm și facem alta, și alta e să lucrezi cu copii, cu pacienți, cu oameni în general, dar cu copii în mod special. Deci tensiunea, responsabilitatea actului medical este covârșitoare și atunci, da, se pot întâmpla. Nu este un caz izolat. Dânsul a făcut ca, norocul a făcut ca dânsul să fie în spital, să fie terapie intensivă alături, să poată fi rapid preluat și dus la cardiologie și să fie stentat. Însă sunt mulți alți doctori care au murit acasă, făcând infart după gărzi, după, în general, infarctul se face dimineața. Și apropo atunci... de adresabilitate, domnule manager, cât de mulți sunt cei care se prezintă în UPU, în Unitatea de Primiri Urgențe, și, de fapt, n-ar trebui să fie acolo părinții cu copii? Care e proporția de cazuri, într-adevăr, grave, care sunt preluate în spital și altele care n-ar trebui să ajungă acolo? Poate ar putea fi rezolvate de medicul de familie, de un medic pediatru și așa mai departe. Că mă gândesc că poate s-ar reduce puțin, dacă s-ar reduce cumva numărul celor care vin în urgențe, fie că e voie, fie că e nevoie, fie că nu e nevoie, lucrurile n-ar mai fi la fel de stresante, cu ghilimele de rigoare. Sigur. Una dintre secțiile cele mai solicitate și cu activitatea cea mai intensă este secția de UPU, de unitatea de primiri urgențe. Într-adevăr, acolo, mai ales în cum sunt acum bolile astea de sezon, intercurențe respiratorii virale, cu determinări digestive sau respiratorii, adresabilitatea este foarte mare la UPU și, da, într-adevăr, aici ați atins un punct sensibil. Probabil că nu vreau să iarăși să mă hazardez să spun procente, dar cu siguranță 50% din cei care merg la UPU ar putea fi tratați de către medici de familie, de către medici pediatri de familie, ar putea fi tratați în centre sau s-ar putea adresa centrelor de permanență care pentru asta sunt, pentru că în general și e de înțeles, părinții care au un copil mic și care face febră, tușește, nu se simte bine, începe să vomite, face diaree, se sperie și e normal să te duci unde? În locul unde sunt oamenii cei mai calificați. Chiar dacă, în mod normal, orice medic pediatru ar putea stăpâni sau ar putea
gestiona situațiile sau bolile astea care nu sunt cu o gravitate atât de mare. Însă procedura este grea. Adică trebuie să mergi la medicul de familie. Medicul de familie, dacă nu este pediatru, pentru că există și posibilitatea asta, să trebuiască să-ți facă un bilet de trimitere, să te duci cu copilul în ambulator, să te vadă la spitalul lui Sturcanu la pediatrie. Părintele se sperie, astea durează, dacă găsești medicul de familie, dacă noaptea l-apucă pe copil boala și se decompensează, nu răspunde nimeni la telefon. Nu știm bine, pentru că nu sunt bine popularizate și mediatizate centrele de permanență, dacă întreb pe oricine, unde nu știe nimeni unde sunt, deși ele sunt. Și atunci, cel mai la îndemână, clar lucru, mergem la UPU, la Țurcanu, unde sunt medici super calificați, aparatură, analizoare, se fac analize, se fac investigații, se face tratamentul de urgență. De cele mai multe ori copilul se stabilizează, îi se scade febra și așa, și merge acasă. Și o parte dintre ei se internează, care sunt mai grav. Dar, repet, eu cred că 50%, minim 50% din ei ar putea fi gestionați în alte servicii. Însă nu putem condamna, pentru că lumea este, și eu înțeleg, repet, și eu sunt părinte și dumneavoastră sunteți părinte, și atunci când copilul tău suferă, ai senzația că e cea mai mare urgență a tuturor timpurilor și e firesc să fie așa, toți ne iubim copiii. Aș vrea să vorbim acum de medicamente, dotări și ustensile. Știu că o mare parte din cele care vin la spitalul dumneavoastră sunt din partea unor ONG-uri, atât din România cât și de peste graniță. Sunt cele din România, precum Salvați Copiii al lui Mihai Gafencu, dar și de la Școala Mamei Junior a Ioanei Vârtosu. Este normal în 2019, în care Ministerul se laudă că salvează sănătatea, încă să primim ajutoare de dincolo? Ajutoare în medicamente și ustensile? Sincer, da. De ce? Peste tot există, în toată lumea asta, există ONG-uri care se ocupă și în sistemele de sănătate cele mai performante. Inclusiv în Statele Unite. Există ONG-uri sau persoane fizice sau mari magnați sau diverse persoane cu dare de mână care se implică în sistemul sanitar, care finanțează din propria lor dorință sistemul sanitar și merg și spun, domne, la spitalul nu știu care din Illinois vreau să fac eu să dotez o secție sau un bloc operator și bloc operator să se numească Rockefeller, fiindcă eu am dat 10 milioane de euro să fac, sau aripa asta de clădire. Ați văzut că sunt o grămadă de spitale care au nume de, pentru că sunt făcute de persoane. Unde nu putem spune că sistemul sanitar sau Ministerul Sănătății duce lipsă de bani, pentru că acolo sunt cei mai mulți bani în sănătate. Și atunci, da, este normal și în România să existe din partea societății civile o implicare în creșterea calității actului medical, mai ales când e vorba despre subiecte sensibile cum sunt copiii și spitalele de copii. Și atunci e firesc ca Salvați Copiii, ca, eu știu, și alte ONG-uri, că sunt mai multe cu care colaborăm și care ne ajută. Fiecare în măsura posibilităților pe care le are. Unii sunt mai puternici, cu finanțare mai bună, alții cu mai puțin. Noi n-am spus niciodată nu atunci când suntem ajutați și ne bucurăm și mulțumim tuturor care, că, problema celor este, care ne ajută. Domnul manager, în momentul în care ponderea acestor ajutoare depășește cu mult ceea ce se primește la minister, acest lucru sunt 100% că în Statele Unite nu se întâmplă sau în alte zone. Eu vă rog să-mi dați voie să vă contrazic aici. Nu depășește ponderea cu ajutoarelor, ponderea pe care o pun, cu care contribuie ministerul, nici pe departe. Deci aia nu e așa. Nu știu cine v-a dat informația, dar nu e așa. Adică, da, ONG-urile ajută. Vin și spun, domne, uite, am 20.000 de euro. Ce păi, pot mi-a să... stat, domnul manager, mi-a stat înainte. Am să rog pe colegul Florian dacă poate să vină să mă ajute puțin să înumâneze ce mi-ați dat înainte de emisiune. Da, este un material al nostru, al Asociației Așa. Pentru Spitalul de Copii lui Sturcanu. Scrie pe el, dă un leu pentru copilul tău. Da.
este o campanie pe care am inițiat-o în vederea construirii corpului B. Am inițiat-o. Păi dacă vă dă ministerul, pentru ce mai cereți bani, domnule? Pentru că vă spun și de ce. Pentru că niciodată în niciun spital, nu cred că o să găsiți un spital care să spună acum nu mai am nevoie de nimic, am de toate. Și atunci campania asta este în al 8-lea an, am început în 2012 când încă nici nu exista proiectul spitalului, a fost când am început să rostogolim bulgărele, că atunci eram cu evacuați din clădiri, cu clădiri retrocedate, chirurgia era pierdută pe vremea aia și aveam nevoie de un spital și am pornit campania asta. Dar când a început, efectiv, construcția la corpul meu? În 2014 sau a fost începerea lucrărilor, după care s-a stat, mă rog, ai o întreagă epopee. 5 ani, totuși, pentru da, clădirea asta. Așa este. Din motive independente de noi. Small, în 2 ani de zile a făcut două clădiri de 12 metri. E foarte adevărat. Și dar, una de 14. E foarte adevărat. Dar acolo e vorba de bani privați. Sunt atunci aceiași bani, ești... adică au același miros. Nu. Ei sunt aceiași, au același miros, dar ei sunt grămadă. Eu sunt Iulius. Stați în cuțărâita? Da. Asta vă spun. Da, eu sunt Iulius, vreau să construiesc mall-ul ăsta. Cât costă? Atâta. Uite, ăștia-s banii. Și atunci îți spun, ai exact cât îți trebuie? 2 ani. Ai exact 2 ani în care să-l construiești. Păi și de ce credeți că ministerul nu ar putea să facă același lucru? Acum 5 minute ne-ați dat exemplu cu America, cu clădiri, cu spitale construite de privați. Da. La noi de ce nu se poate să vină un privat să sponsorizeze un spital nou, o aripă de spital nou și aia să fie construită într-un an, 2 ani de zile? Păi se poate, nimeni nu-l oprește. Nu sunt oamenii aia care să facă, nu că nu se poate. Nu, până vorbim de privați care să vină. Uitați-vă, să construiască... Nu, domnule manager, numai o secundă. Ce oprește pe cei din minister să facă același lucru? Domnule, avem spitalul ăsta de copii de la Timișoara. Câți bani? 20 de milioane. Uite banii. Construiește-l, domnule, în 2 ani, nu în 6. Care este diferența? Că asta nu înțeleg eu. Dumneavoastră ziceți că sunt bani privați, bani de stat. Cum zice Petre? La același miros, tot bani sunt. Că cei de la minister nu au banii. Că se scurg din sistem o grămadă de bani, deși dumneavoastră, eu și Petre și colegii din regie și cei care ne urmăresc plătesc lună de lună contribuția la asigurări de sănătate, că dacă nu se plătește, având și firmă, vine fiscul și îmi pune pe oprire. Sigur. Cu siguranță, da. Da. Dar și noi plătim. Banii sunt, dar ei se dispar, se evaporă, nu știu unde se duc. În moment ce nu sunt 20 de milioane, astfel încât să zici, domne, cât costă clădirea aia? 20 milioane? Ia hai să o facem într-un an. Prioritizarea investițiilor e o chestie care pe noi nu avem niciun cuvânt de spus. Bun, noi n-aveți una să vină, evident, însă... că nu una să dispuneți de banii ăștia. Eu vorbesc la modul general cu sistemul, că trebuie să... Și în general, la București lucrurile se văd altfel, pentru că, de exemplu, pot să vă spun o altă poveste în care s-a făcut în urmă cu câțiva ani clasificarea spitalelor. Și am trimis documentația să ne clasificăm, că se clasifică pe grade. Și la clasificarea spitalelor am primit... după analiza documentelor, spital de gradul 2, 2M, mă rog, monospecialitate, că e de pediatrie. Și atunci am făcut un memoriu și am spus, domnilor, dați-mi voie că la spitale din București ați dat gradul 1 și noi suntem mai mari decât unele dintre spitalele la care le-ați dat gradul 1 nu mai știu ce ministru era, că s-au rulat mulți miniștri între timp și mi-au zis, dar ce spital aveți voi acolo la Timișoara de vreți dumneavoastră, domnule manager, gradul 1? Păi zic, vă invit să veniți să vedeți și după aia să vedeți dacă. Ei, acum doamna ministru a fost. Doamna ministru a fost în contextul în care... Eu cred că sunteți un finus, nu vreți să știți. Eu cred că știți foarte bine ce ministru a fost. Care a zis asta? Trebuie să vă rămână pe retină. Nu mai știu, că nu ministrul mi-a zis. Mi-a zis un șeful lui de cabinet. Șef de cabinet, da. Și doamna ministru a venit în contextul în care în octombrie ne-a trimis pacientul renumit, care a fost și pe media, de la Slatina, care prematur de 900 de grame, care bucureștenii nu l-au primit, deși spitalele din București, i-am spus acum doamnei ministru când am traversat cu ea strada, i-am spus, doamna ministru, anul trecut am solicitat și noi că la 3 spitale din București, respectiv Grigore, Marie Curie și Gomoiu, au dat tarif preferențial, ca un proiect pilot, să vedem cum se descurcă, adică finanțare mai bună, în loc de 1600 de lei pe caz, pe 1800 pe DRG. Da? I-a dat 1800. Am cerut și noi anul trecut, mi-a zis că nu se poate, că deja s-au
zarurile au fost aruncate și acum, trecând strada, i-am zis, uitați, spitalele dumneavoastră din București pe care le-ați finanțat n-au primit copilul ăsta. A venit la noi cu 900 de grame, vă duc, îl vedeți acum, are 2 kg și ceva, aproape 3 kg, mănâncă singur, l-am salvat. Și vă rog, anul ăsta să ne dați și nouă. Și mi-a promis că vom... O să păstrăm legătura și o să vă spun, dacă primim măcar... Păi, mă, dacă o, păi se schimbă, dacă nu știți, la... Dacă au pornit, pentru că nu e o chestie care ține strict de minister, se face împreună cu casa de asigurări, că banii s-ai casei. Și dacă au pornit procedura, indiferent cine vine ministrul... Asta înseamnă că și la chestia cu finanțarea cu 2 ani ar fi posibil, dacă pornești procedura, indiferent de cine să nu mai... Dacă cine vine ministrul, să nu mai țărâie banii. Teoretic, da. Astea sunt vise. În continuare, eu zic, teoretic, da. 100%. Vorbim teorie. Eu nu cred că se va întâmpla vreodată ca din bani publici să se ridice în 2 ani un spital. Eu nu cred. Sau cred că, nu știu, mai trebuie să curgă multă apă pe Bega, pe Dâmbovița, pe Dunăre, unde vreți dumneavoastră. Sunteți pesimist. Eu sper că în viața asta să apuc să văd așa un spital care se ridică în 2 ani, un spital regional de urgență. Vreți să vă aduc aminte de ăla de pe nu, calea nu, Torontalului? Nu, nu, nu trebuie să, nu trebuie să vă spun aminte, de el, nu? Știm cu toții. Nu, n-are rost. Eu m-aș bucura ca ăla să se facă măcar în următorii 2 ani, care el e deja ridicat, să se facă măcar Institutul Oncologic. Nu se mai poate face nimic. Vreau să vorbim totuși despre secția de oncologie medicală condusă de doctorul Smarand Aghirescu. E de altfel perla coroane, să zic așa, secția unde s-a făcut primul transplant de măduvă din România. Care este situația în momentul de față? Sunteți mulțumiți de tot ceea ce se întâmplă acolo? Mai poate să avanseze mai mult decât e acea secție? Ce pot eu să vă spun este, cum vă spuneam și mai înainte, fără să puneți întrebarea, că este o secție de elită, este singurul compartiment de transplant medular din țara asta, unde se face transplant medular la copii, pentru că se mai fac în alte spitale la adulți. Și care a fost întemeiată și crescută, ca să zic așa, de către doamna profesor Șerban, care actualmente este gestionată de doamna conferențiar Arghirescu și unde sunt rezultate deosebite și cu care ne mândrim. Că veni vorba de bani privați și m-ați întrebat că nu, de ce nu se face și în România în 2 ani un spital din bani privați, ia câte se face. Uitați-vă la București, la fetele cele două, care Oana Gheorghiu și cu de la Dăruiește Viață, care fac un spital de oncologie privat la Marie Curie și care sunt deja la nivelul 2, din bani adunați de ele, prin diverse metode, prin diverse sponsorizări, dar este această fundație care, de fapt, sunt bani privați ai fundației și care ridică acest spital și care se va ridica în 2 ani. Ei, de asta m-a dus vorba, pentru că aceste două doamne și Fundația Dăruiește Viață ne-a sponsorizat și pe noi și la ora actuală este aproape terminat, așa, pe ultima sută de metri, întreg corpul respectiv de oncohematologie care a fost construit în urmă cu mulți ani de doamna profesor Șerban, așa, și care acum este refăcut și vă invit să îl vedeți în condiții de occident, de înaltă clasă. O să venim. O ultimă întrebare este legată de o secție care, din păcate, nu există în Timișoara asta, cea de chirurgie cardiovasculară pediatrică. Pe lista orașelor care oferă chirurgia cardiologică pediatrică este Târgu Mureș, există București, există Seged sau Viena. Doamna ministru Pintea, când a venit aici, v-a promis că va face ceva în această privință. Da, este adevărat. Să ne așteptăm la ceva în viitorul apropiat? Este foarte adevărat, numai că ce pot eu să vă spun, da, doamna ministru a promis, dar inițiativa aparține colegului meu, managerul spitalului de Costi Luca, da, managerul Institutului Cardiologic, care dorește să dezvolte acolo un bloc operator și o secție, un compartiment unde să se dezvolte chirurgia pediatrică cardiovasculară. N-ar fi mai ok să fie la spitalul de copii această secție? La Institutul Cardiologic? Nu neapărat ar fi mai ok, este o altă specialitate. Chirurgia cardiovasculară presupune niște dotări speciale, presupune niște condiții și o echipă specială. În condițiile în care acolo există deja o echipă care face asta, este ca și neurochirurgia, este chirurgia pediatrică face de toate, mai puțin chirurgie cardiacă și neurochirurgia.
Deci, și atunci astea ar fi mai logic să fie, da, sunt specialități diferite, cu durate diferite de pregătire, neurochirurgia, chirurgia vasculară, 7 ani de rezidențial, deci plus dotări de, pentru că acolo trebuie circulație extracorporeală, trebuie niște o anestezie specială. Deci e un pic mai complicat. Se întâmplă? Din câte știu eu, da. Din ultima discuție pe care am avut-o cu Costi, cu domnul manager Luca, da. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos, domnule manager, pentru prezența în această seară. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule și domnilor, că ne-ați urmărit. Sper ca odată și odată, cum a zis și domnul manager, din banii mei și ai dumneavoastră, aia care plătim în fiecare lună din salariile noastre ca și contribuțiile la asigurări de sănătate, să se ridice și odată un spital nou, așa, într-un an sau doi. Ne revedem joia viitoare la interviurile Timișoarei. La revedere! La revedere, mulțumesc!